Succesul este un lucru individual care are semnificații diferite pentru fiecare. Pentru unii, succesul ar putea fi realizări financiare, devenind milionari, de exemplu. Pentru alții, poate însemna laude. Pentru sportivi, acesta poate însemna trofee, campionate sau medalii. Pentru unii, succesul ar putea însemna pur și simplu atingerea unei stări de bine, sănătate sau fericire. Ce înseamnă succesul pentru tine? Nu ezita să-mi răspunzi în comentarii. În acest video îți voi prezenta 10 obiceiuri ale tuturor oamenilor de succes, care se aplică în orice domeniu, indiferent de semnificația succesului. Numărul 1. Își stabilesc obiective. Probabil că nu ai întâlnit niciodată o persoană de succes care să nu-și stabilească obiective. Deoarece șansele de a obține ceea ce îți dorești fără un obiectiv clar spre care să te îndrepți sunt nule. Dacă nu știi încotro te îndrepți, ai putea sfârși acolo unde nu ai intenționat să fii. Stabilirea obiectivelor trebuie să fie prioritatea numărul 1 pentru cei care tind spre succes. Stabilește cu exactitate ce îți dorești, obiectivul tău final. Decide pașii pe care trebuie să-i întreprinzi pentru a ajunge acolo, acele mini-obiective. Asigură-te că motivația ta pentru a face ceea ce trebuie să faci este suficient de puternică. Astfel, atunci când te vei lovi de obstacole, când lucrurile vor merge prost așa cum se întâmplă de foarte multe ori, vei avea suficientă putere și un scop bine definit pentru a continua să mergi mai departe. Numărul 2. Își asumă responsabilitatea pentru viața lor. Un alt atribut cheie al tuturor oamenilor de succes este acela că își asumă întreaga responsabilitate pentru succesele și eșecurile din viață. Spre deosebire de majoritatea, ei nu joacă niciodată rolul unei victime. Dacă ceva nu funcționează, ei nu dau vina pe alții, își învață lecția și repede merg mai departe. Întotdeauna este cel mai bine să-ți concentrezi energia asupra prezentului și pentru a-ți planifica viitorul. Modul tău de gândire trebuie să fie întotdeauna următorul. Cum pot face acest lucru și ce pot învăța din tot ceea ce mi se întâmplă? Nu trăi niciodată în trecut și nu căuta scuze atunci când nu ești acolo unde ar fi trebuit să fii. Ține minte, toată lumea eșuează. Toată lumea are ocazia fie să dea vina pe ceilalți sau pe circumstanțe, fie să se concentreze asupra creierii și obținerii unui viitor mai bun. Indiferent de ceea ce se întâmplă în viața ta, un lucru este cert. Tu decizi ce faci în continuare. Numărul 3. Au o disciplină puternică. Disciplina este o trăsătură puternică a tuturor oamenilor de succes și poate fi dezvoltată prin metode utilizate într-o manieră consecventă. Toți cei care lucrează de acasă sau sunt nesupravegheați de șefi cunosc foarte bine importanța disciplinei. Atunci când ești singur, vei alege să mai navighezi puțin pe rețelele de socializare sau să faci ceva util pentru viitorul tău. Disciplina este mult mai ușoară atunci când ai obiective clare și semnificative, ceva care să fie mult mai important decât distragerile fără sens. Numărul 4. Sunt obsedați de dezvoltarea personală. Nu poți pretinde că ai succes dacă încetezi să lucrezi asupra ta. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să fii veșnic nemulțumit. Trebuie doar să fii conștient că în natura umană există acea dorință de dezvoltare și de a învăța lucruri noi. Fii deschis către lucruri noi și dezvoltă-ți mintea prin intermediul mentorilor, cărților audio și a cititului. Cu cât înveți mai mult, cu atât vei câștiga mai mult atât financiar cât și spiritual. Numărul 5. Ei citesc. Citesc foarte mult, te asigur. Cititul este o distracție obișnuită care face parte din trecutul multor oameni ajunși la apogeul succesului. În zilele noastre, majoritatea oamenilor nu pot sta singuri 2 minute fără să se plictisească. Fără să pună mâna pe telefon să mai navigheze puțin pe rețelele de socializare, probabil pentru a posta despre cât de plictisiți sunt. Cu toate acestea, oamenii de succes sunt aproape întotdeauna fericiți să fie singuri, să fie singuri în liniște, să aibă ocazia să citească sau să asculte ceva care le va aduce beneficii atât minții cât și viitorului. Dacă nu citești, încearcă cărțile audio. Le poți asculta în mașină, la sală în timp ce faci sport sau în timpul dușului, de ce nu? Astfel vei folosi timpul care se pierde de obicei pentru a învăța lucruri noi și pentru a-ți dezvolta noi puncte forte. Numărul 6. Își gestionează bine timpul. Gestionarea timpului este esențială pentru succes. Oamenii care nu reușesc devin de obicei stresați și copleșiți atunci când au prea multe de făcut pe lista lor de sarcini. Oamenii de succes sunt rareori descurajați.
acordă prioritate celor mai importante și mai profitabile sarcini și le lasă pe cele banale pentru mai târziu, știind că este cel mai important să le îndeplinești mai întâi pe cele mai valoroase. Oamenii de succes își planifică activitățile cu zile, săptămâni și chiar luni înainte, știind exact ce trebuie făcut pentru a-și finaliza munca și pentru a-și atinge obiectivele. Numărul 7. Își asumă riscuri. Nu poți câștiga la loto dacă nu cumperi măcar un bilet. Dacă nu-ți vei asuma riscuri mari, nu vei putea obține recompense mari. Oamenii de succes știu că vor exista momente în care vor trebui să-și asume riscuri pentru a ajunge acolo unde trebuie să ajungă. Cine nu riscă, nu bea șampanie. De multe ori, majoritatea oamenilor însă nu-și asumă aceleași riscuri de teama eșecului. Cu toate acestea, marele eșec pentru oamenii de succes va fi asociat cu regretul. Riscă pentru a trăi viața pe care ți-o dorești. Dacă vei reuși, vei fi fericit. Dacă vei pierde, vei fi mai deștept. Însă atenție, a-ți asuma riscuri înseamnă a acționa cu curaj, nici de cum a te arunca cu capul înainte, fără să te gândești la ceea ce faci. Numărul 8. Își continuă drumul atunci când se lovesc de obstacole și eșuează. Cu toții eșuăm. Orice persoană care încearcă să trăiască viața visurilor sale va trece prin eșec. Unii chiar pot pierde totul. Majoritatea renunță, însă oamenii de succes nu renunță niciodată. Ei își continuă drumul, știind că un caracter puternic este modelat de adversitate, știind că povestea succesului lor este scrisă în fiecare moment. Numărul 9. Ei găsesc o modalitate de a câștiga. Oamenii de succes vor găsi o modalitate. Orice obstacol le va scoate viața în cale, ei se vor ocupa de el, îl vor ocoli, îl vor sfărâma, vor face tot ceea ce este necesar și vor găsi o modalitate de a învinge. Ai nevoie doar de atât, de o mentalitate de învingător, de aceea încredere în propriile forțe, să știi că orice s-ar întâmpla, vei da tot ce ai mai bun, vei găsi o modalitate de a câștiga. Numărul 10. Ei fac ceea ce le place. Dacă nu faci ceea ce îți place, nu poți pretinde că ai succes. Petrecând o mare parte a vieții făcând munca pe care o urăști doar pentru bani, aceasta nu este o viață de succes, este o tortură pentru suflet. Însă dacă trebuie să suferi făcând ceea ce nu-ți place pentru a ajunge la viața pe care ți-o dorești, fă-o, dar niciodată să nu pierzi din vedere următorul lucru, obiectivul tău final. Găsește-ți acel scop al vieții, gândește-te la tot ce îți place să faci mai mult decât orice altceva și apoi gândește-te la modul în care poți transforma acele hobby-uri în profit, făcând ceea ce îți place în fiecare zi. Chiar dacă acest lucru poate însemna la început o scădere semnificativă a veniturilor tale, dar va merita. Fă ceea ce îți place cu adevărat și nu vei mai munci nicio zi din viața ta. O persoană are succes dacă se trezește dimineața și se întoarce înapoi seara în pat, iar între cele două momente face doar ceea ce dorește să facă. Bob Dylan. Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe. Constantin Brâncuș.